Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din Rust. Episodul 2 din această serie, am spart data trecută cu cioaba aia micuță de lemn și să vedem dacă a meritat. Băi, eu am zis că prima oară nu găsim nimic. Nu-mi vine să cred. Nu mai am spațiu, aruncă rămuță. Ar trebui să mă grăbesc. Mamă, metalul făcut. Lasă asta aici. Ce mai luăm? Atât. Haide că mai facem un drum. Mamă, nu-mi vine să cred! Am crezut prima oară, am zis, bă, haide o facem strict pentru clip. Dăm și noi acolo un raid, ceva, facem ceva, că nu are cum să aibă... Ăla e un cal? E porc. Nu are cum să aibă ceva, o bază de-asta de... O faci cu 600 lemn. M-am gândit eu în capul meu. Dar wow, ce loot! Wow! Pentru o chestie... Putem să spargem ușa asta la altă de la vecinul. Și metalul acesta de v-am zis data trecută, gloanțe, nu-mi vine să cred. Mamă, stai puțin că am luat-o în sus deodată. Păi, las eu tot să par naked, să nu mă bage nimeni în seamă. Punem astea aici, bun. Și, bun. Haideți să mergem. Să mai luăm noi. Acum trebuie să ne blindăm baza. Avem ce proteja, deci nu mă așteptam. Mamă, ăla-i ursul? Nu mă așteptam să găsim așa ceva. Pe bune. Cine s-ar fi gândit că într-o chestiuță de-aia atât de mică, omul avea atâtea obiecte? Bine, atâtea obiecte ca atâtea obiecte. Dar, mamă, unde era baza aia acum? Unde e o groază de sulițe aruncate. Hai că mai găsește Maria în bază. Uite, gata, am găsit. Era tare să iau cuferele, știi? Gears, astea nu se știe niciodată, gunpowder-ul. Luăm tot, că oricum noi n-avem. Adică nu văd de ce n-am luat. Și era tare dacă puteam eu să iau alea. Ce nu-mi trebuie de la mine? Viermuțul. Haideți să luăm astea pentru că le putem recicla. Astea le stacăm cu astea și ăsta cu ăsta. Și luăm noi camera. Gata și am plecat de aici. Nu-mi vine să cred. Ce loot putea să aibă chestiuța asta mică. Haideți să ne ocupăm puțin de bază. Sincer, cu secelul ăla am putea noi să învățăm unul. Ca apoi să începem să facem, să putem să spargem pereți și uși. Calul nu-l vom ține noi aproape de bază, pentru că e un semn că, bă, acolo stă cineva sau ceva. Și cum o să stăm puțin mai mult în bază de data aceasta, pentru că avem câteva lucrușoare de făcut? E cineva? Nu. Foarte bine. Haideți să ne schimbăm ușile, haideți să ne facem cufăr mare, haideți să ne facem lucrurile exact cum ar trebui. Nu avem nevoie de lucrurile astea. O să le dăm noi jos. Acum... Haideți să punem materiale ce merge în ăsta. Bun. Luăm metalul și lemnul să ne facem cufăr mare. În primul rând, avem nevoie de un cufăr mare. Haideți să zicem, punem, nu știu, ceva clasic. Ăsta, tools, îmi place cum arată. Și apoi avem noi nevoie de ușă, două uși. O să punem ceva, nu știu, ceva așa frumos, să nu sară foarte mult în evidență, să strige... Raidați-mă sau ceva. O să punem chiar ușa default. În regulă. Avem keylock. O să avem noi nevoie de mai multe și pentru cupăr. Gata. Și unde să punem noi acum cupărul mare? Îl vom pune în partea aceasta. Am putea face cu shelf-uri, cu nebunie, cu half, dar momentan lăsăm așa. Oricum o să mai upgradăm noi baza. Și aici vom pune noi toate aceste obiecte de le-am luat componente și restul chestiilor de noi le-am mai adus de pe partea cealaltă. O să punem un loc din acela să se facă. Prima oară, haideți să ne punem noi ușa aici, foarte bine. Și o să trebuiască să schimbăm și cuvărul acesta cu unul lat, dar cred că va trebui să mut patul, cel mai probabil. Vom muta noi lucrurile în celălalt cuvăr, pentru că astea, după cum am zis, îl vom scoate de aici. Gata. Și va trebui noi să închidem cu niște uși, cu niște pereți. O să organizăm noi astea. Le voi organiza eu între filmări.
Nu e musai acum să stăm să le aranjăm. Ăsta merge în partea cealaltă, secelul frumos. Asta aici, pistolul și drujba. Avem și drujbă. Asta o vom pune noi aici. Și haideți să punem locul pe ăsta. Mai ofer acolo puțin timp. Punem aici pe ușa aceasta. Și ar trebui noi să scoatem prima ușă. Am ceva la mine? Nu. Gata. Remove. Și scoatem și ușa asta. Perfect. Gata, gata. Perfect. Se face aici, am pus-o chiar invers, dar n-are nimic. Am pus-o pe asta bine, deci ne face airlock. Practic, putem lăsa ușile deschise, nu poate intra nimeni, nu poate ieși și pot să stau acolo să campez în caz de orice, deși e puțin cam greu cu campatul. Acum, ce vom face noi? Avem building decaying, pentru că nu avem metal făcut, pentru că l-am pus noi, mi se pare, în cufărul acesta, alături de lemn. Acum, de aici când ni s-a făcut, ni s-a făcut 800. Bun, o să mai punem noi puțin lemn, totuși, să ne facă în continuare. Și mai departe, ce aș dori eu să fac la baza aceasta din piatră și lemn, să îi facem uși. Adică, în caz de ne intră în ea, mai puțin ușa asta aici, aici nu trebuie. Aici trebuie perete. În caz de ne intră pe uși, îl punem așa, cu pasa la noi. Pe ușa din față, o să aibă mult mai multe uși de spart, ceea ce este bine într-o oarecare măsură. Și aici la fel punem un door frame. Perfect. Și acum va trebui noi să facem 3, 1, 2, 3, 3 uși și de asemenea 3 locuri pentru a securiza zona cât de bine putem noi așa. Și vom pune ușile default. Le face, le face. Perfect. Și acum o să avem zonele separate. Fiecare zonă va fi separată. Practic va trebui să trec prin toate ușile de fiecare dată când doresc să ajung aici. Dar pe parte e bine, pentru că avem protecție la bază, ceea ce este foarte bine. Aici avem scrapul acesta, am putea să ne facem noi workbench, ba chiar am putea să ne facem workbench-ul de 2. Dar o vom lua încet, pentru că mai avem nevoie și de niște lucruri de la workbench-ul de 1. Se află în outpost, aș putea să-l fac acolo și-l transport, există riscul să mor. Și de asta, mai bine zic, îl facem direct aici. Facem workbench-ul de 1, apoi facem workbench-ul de 2, care este acesta și ne cere 20 high quality, pe care, surprinzător, l-am luat tot de la baza aceea. Deci putem crafta aceste obiecte. O să mai facem noi un cufăr, tot de ăsta cu tools, și o să mai facem noi încă un de ăsta și cufărul de aici ar trebui eu să-l scot. Haideți să-l luăm pe sus, luăm și lucrușoarele astea și va fi timpul să-mi scot și patul ca să punem acolo un cufăr. Bun, ușile s-au făcut. Acum mai rămâne să le montăm. Contează modul cum le pui. Sincer, nu mă prea contează astea de interior. Le vom pune așa pe toate. Perfect. Singurul lucru nasol e că... Nu se vede trecând prin. O să punem noi astea frumos, să nu poată să ne treacă prin ele. Iată, așa cum în fiecare cameră este securizată. Adică dacă ne sparge peretele acesta, să zicem... Tot va trebui să spargă niște uși. Deși ar fi păcat să ne spargă aici, dar vom avea loot-ul împărțit. Vom avea loot aici și aici. Și probabil o să punem și aici. Pentru că în momentul când îți sparge un loc din acesta, să nu-ți dea direct în itemele tale bune. Patul îl vom pune noi, cred că, în camera cu furnal, dar e destul de tricky. Vedem, l-aș pune aici, sincer. N-avem loc. O să-l punem așa, nu e nicio problemă. Iar patul îl vom pune noi aici. Bun, destul de înghesuit, dar am putea să-l mutăm pe ăsta mai într-o parte, cred. Așa, perfect. Acum îl vom bloca noi cu asta. Și haideți să-l și reparăm puțin. Așa, perfect. Patul punem aici, palat. Palat. Gata, foarte bine. Avem acum uși, avem protecție. Vom pune workbench-ul de unul undeva să nu ne încurce prea tare. O să-l punem noi undeva aici, aș dori. Dar se pare că pot. O să mutăm noi trepul acesta. Poți să ies, îți dai seama că nu poți să ies din cauza acestui campfire. O să-l luăm. Mamă, ăsta nu merge luat, ăsta trebuie spart. Știam eu că păstrez o de asta. Nu știu de ce n-au făcut să poți să ieși și campfire-ul. Bine, e o tunătură de pietre cu niște scânduri. Nu făceai putea să iei de la el, dar nu puteam să ieșim. Acum... vom pune noi ăsta, mare parte, va trebui să-l punem în camera cu loot. Acum o să-l punem așa.
Adică dacă ne sparge și ne vine pe aici, ne sparge ușa asta, asta va trage automat în el. Bine, dacă nu stă aici, dacă stă mai pe mijloc, știi? Puteam să-l pun totuși, dar mie că-l sparg. Ia să vedem, dacă avem noi să le reparăm, să-l mut. Pentru că de fiecare dată când îl muți, îi scade viața. Să-l punem fix pe țintă. Ia să vedem așa, oricum, momentan nu avem glanțe pentru el, dar, hei, poate vom avea. Uite, ceva de genul ar merge. Oricum, nu apare el prea mult sau am putea să-l punem... Stai că-l sparg. Să-i mai dau măcar un mic repair. Să-l iau. A, era foarte bine dacă încăpea aici, deși pare că are spațiu. Pare că n-are spațiu, știi? Era foarte bine, dar aia, îl lăsăm sus. Ideea e că jos ia direct. Așa poți să-l mai fentezi puțin, dar tot îți dă damage destul de mult. Asta momentul când are gloanțe, evident. Nu acum. Bun, avem noi lucrurile astea, haideți să vedem ce avem la workbench aici. Aici vom învăța noi cu scrap, ceea ce avem. Avem nevoie de... Scrapul este aici. Ah, bă, nu, stai că l-am la minim. Avem destul de mult scrap. Avem noi nevoie de uneltele astea, măcar. Avem nevoie de scară, care este foarte utilă, și zidurile, pentru că te poți apăra după ele, gen. Avem noi aici câteva unelte de început, uite, și pistolul. Ne costă 490 scrap ca să învățăm până la el. Am putea să parcurgem workbench-ul de 1 pentru că avem și satchel-ul, avem, adică putem să învățăm fără să mai facem research-ul, care oricum te ajută să ai astea deblocate, pentru că uite, avem amortizor, avem weapon flashlight-ul care este foarte util, așa că vom lua noi să începem să învățăm de aici lucrușoarele, arcul, barda, avem lucruri destul de utile, uite, shotgun-ul. Avem ăsta, shotgun-ul de sus, trebuia să merg și pe partea asta să învățăm noi astea așa. Și acum învățăm satchel-ul și asta și tureta de foc, ar trebui să învățăm noi asta și asta. Este destul de utilă și tureta de foc, destul de, și am avea nevoie și de lanternă, sincer. Candlefall, ok, deci am terminat scrap-ul, nu este nicio problemă, o să mai putem noi să o luăm. Deci, în mare parte, am făcut noi lucrușoare pe aici, am blindat cât de cât. Acum va trebui noi să ne focusăm pe crearea armelor mai bune. Și să punem noi, uite, cuforul ăsta mic, o să-l punem, o să-l pui aici, mai poți să pui, nu în workbench-ul ăsta, dar poți să pui. O să punem noi cuforul acesta mic aici, să nu ne curce și... Opa! Vom depozita câteva obiecte. Haideți să... Deci avem gunpowder, cred că putem să facem niște gloanțe. Știu că se fac din stone și gunpowder gloanțele pentru ăla. Și uite așa, facem 12, este ori 2. Iar dacă stăm în raza workbench-ului, ne va crafta mult, mult mai rapid obiectele. Acum depinde de workbench. Asta fiind level 1, nu scade el foarte mult, dar cu cât progresezi maxim, este level 3, te va ajuta destul de mult. Așa, avem și gloanțe aici. Acum, haideți să depozităm noi lucrurile noastre. Lucrurile mai inutile nu le vom depozita acolo. Așa, punem toate lucrușoarele astea aici. Și astea nasoale, de vrem noi să scăpăm de ele. Aș putea să mă duc cu hazmatul. Deși atrage foarte mult atenția, fiind și galben cu roșu pe cap. Astea le vom ține noi aici, nu vom lua momentan și vom merge. Uite, avem și unelte. Aș putea să-mi permit să iau poate un topor. Ar trebui să mai aducem niște... Ce o ducem nasol? Uite, lemnul. O ducem foarte nasol. Piatra, suntem... Nu chiar ok, pentru că o să ne apucăm să dăm upgrade. Metal avem. Camera, putem să o punem noi. Asta e tare pentru că o poți lega la telefon și faci un sistem, te anunță când îți este baza spartă, dar e puțin mai complicat. O să punem noi astea aici. Scrapul lăsăm sus, metalul lăsăm aici. Perfect, haideți să-l ducem pe acesta la topici și să ducem și tot lemnul acesta în furnal, să rămână acolo să topească. Aici și astea îl împărțim noi în două și punem bam bam. Frumos. Acum extragem astea și ar trebui să facem ceva. Avem astea ok. Momentan nu ar trebui. Trebuie să facem noi rost de lemn, să ne upgradăm baza. Pentru asta mai avem nevoie și de uși, pentru că o să-i facem ceva cu etaj. Deci dăm să ne craftăm acum. O să avem o ușă,
După care pe partea cealaltă urci două uși. Deci două uși avem nevoie și de asemenea vom face pentru ele și două locări de care nu cred că avem noi lemn. Opa, stai puțin să-mi fac cuțitul acesta pentru că are flash gather-ul foarte bun. Adică vom lua de la animale foarte, foarte ușor. Haideți să lăsăm înapoi metalul, să luăm alea de lemn ca să facem astea. Și acum o să mergem noi afară. O să-mi fac două de-astea să mă pot adăposti după ele în caz de sunt atacat, sunt destul de utile. Pistolul, mare parte, cred că putem deja să începem să craftăm pistoale. Pentru că avem metal pipe, avem. Avem metal pipe, cât avem? Avem 29 metal pipe. Avem cloud, avem. Metal fragments, avem. Deci, practic, noi putem începe să craftăm. Iar pentru pistoale avem nevoie de metal și gunpowder. Gunpowderul, după cum v-am zis, data trecută, se face din sulf. O să punem noi, momentan, nu mai avem nevoie de metal să ne facă, așa că vom lăsa sulful, îl împărțim în două. Aș putea să mai îmi fac eu încă un furnal, ceea ce vom și face pentru că văd că avem materialele necesare. Haideți să vedem încă un furnal. Să lăsăm unul cu metal și unul cu sulf. Sau poate ambele cu sulf, de ce nu, să ne facă mult mai rapid. Acum, obiectele pe care noi le vom folosi în partea de sus, le vom pune aici. Aici o să pun chestiile pe care cel mai probabil o să le reciclez. Și ăsta cum ar fi și ăsta nu le mai luăm. Vom lua la noi unelte de metal. Semințele, nu e o necesitate foarte mare de semințe. Le las în inventar pentru că le vom planta afară. Acum aș dori să las mâncarea aceasta aici. Metalul acesta o să-l punem în noul furnal care tocmai l-am făcut. Iar aia o să o aruncăm noi rămuși. O să aruncăm rămușul. Mai departe lăsăm obiectele. Astea nu mai avem nevoie momentan. Deci, practic, putem să mergem cu pistolul afară. O să punem asta întotdeauna aici. Asta aici. O să punem astea două. Nu mai avem nevoie momentan. Torța o ținem în cazul, mai știu ce. Poate avem nevoie de o torță. O să punem asta aici și împărțim lemnul de aici. Frățește între ele. Și acum, având în vedere că avem nevoie de sulf, îi lua o de asta de 900, împărțim aici, împărțim în două și vom face și aici. Gata, foarte bine. Acum metalul o să stea el puțin pe bară până ne facem noi lucrușoarele acolo. Putem să luăm pistolul cu noi, îl vom pune pe slotul acesta, cuțitul acolo și arcul acolo. Metalul pe care îl avem noi punem aici și metal pipe-ul aș dori să-l pun mai în interior pentru că este destul de prețios în momentul de față în care vom avea nevoie să ne facem lucruri. Avem noi pe aici, ok, foarte bine, depozitate, punem și piatra la loc. Avem nevoie de piatră mare? Nu, o vom arunca. În mare parte, ia haide să luăm și ce vom arunca și să punem noi astea frumos pe aici. Componentele le vom lăsa sus, mâncarea o vom pune noi aici. Deci astea toate intră la componente, asta la mâncare, foarte bine. Hai că avem câteva lucrușoare, vom lua și un târnăcop să iau uneltele. Mă duc după piatră, mă duc după ceva de genul, adică să mă gândesc chipzuit să nu existe riscul să le pierd. Gloanțe, n-ai nevoie de foarte multe gloanțe, că doar nu te duci la război. Întotdeauna încerc să iau cât mai puține, pentru că mare parte într-un PvP consumi 10. Ori omori, ori ești omorât, dar mai mult de 10, deja dacă tragi mai mult de 10 cu un pistol, înseamnă că ori nu nimerești, ori faci spam, cel mai probabil. Și din acest motiv, nu are rost să ții multe gloanțe după tine. Asta în cazul în care, eu știu, ai armă mare, dar așa, repet, cu un pistol, chiar nu văd de ce am luat mai mult. Asta ar trebui să luăm noi de aici. Se pare că ne face foarte repede. Și acum, practic, cum facem noi gunpowder-ul? Ca să facem mai ușor, avem nevoie de charcoal și sulf. Charcoal pe care l-am mai strâns noi pe aici. Mergem. Sau de un animal afară. 15, dar este ori 10, practic 150, iar apoi putem face la emo, dacă luăm noi metal fragment ce se află în ăsta, putem face noi gloanțe. O să facem ceva mai multe ca să avem și o să mai facem și încă un pistol ca să îl avem în caz de suntem omorâți, să ieșim repede și să putem să ne apărăm în caz de mă omoră pe aici prin față. Putem face și shotgun, ar fi destul de util, sincer, și un shotgun la apropiere, mult mai util decât un pistol. O să ne facem un pistol, hai să-l facem pe ăsta așa, de ce nu? Și ne facem și shotgun-ul
pentru că va fi foarte util. Gloanțe, practic, pentru el avem. În asta o să luăm repede, folosește același tip de gloanțe. Haideți să punem pipe-urile înapoi și să lăsăm toate lucrurile de le-am luat noi aici. Aș putea face gloanțe? Aș putea, dar avem deja momentan. Punem aici, alături de gloanțe, pentru că acolo am patul. O să ducem și ăsta, tot aici. Așa, lângă gloanțe. Așteptăm să ne facă și shotgun-ul 6 secunde, după care zic că suntem gata să mergem la loot. După ce mai fac eu niște de-astea, evident. Și cam atât, nu mai avem nevoie de nimic. Astea le vom lăsa. Haideți să le punem frumos. Ăsta aici, ăsta aici. Punem o unealtă mică aici. Și suntem gata de drum. Shotgun-ul de asemenea aici. Momentan nu ne intră nimeni în bază, așa că o să le punem la acces rapid. Aici, bun. Avem astea, bandajele. Zic că suntem ok. Astea le aruncăm mai puțin torța. Bine, astea aș vrea să le cam plantez. Eu zic că suntem destul de ok. Am putea să mergem să vedem ce mai găsim. Asta o să se facă până venim noi. 100%. Deci cel mai bine ar fi să punem în fiecare și niște metal. Pentru că o să se termine surful acela în câteva momente și măcar să ne facă și niște metal. Hai să închidem toată baza, să fie în siguranță. Și zic că este destul de ok. Acum va trebui noi să mergem să luăm lemn. Oh, e bine că nu e nimeni pe aici. Calul nu mi-a dispărut. Bun, bun, bun. Haideți să punem noi semințele, acestea vor crește. Toporul și astea am zis noi că le aruncăm. Opa, ce? Bă, ce e ăla care stă? E calul meu. E calul meu. Haideți să luăm niște lemn, să ne terminăm baza. Aș fi foarte fericit dacă îi facem încă un etaj și apoi îi dăm... un exterior, practic. O să luăm de aici, nu pare să fie cineva. Face că zona, deși suntem lângă outpost, este destul de liniștită. Asta e destul de ok. Și alt lucru care mă bucură este că este început de wipe și lumea nu stă să caute baze să raideze, deci vede fiecare de baza lui momentan. De asta vreau să tragem tare, să ne facem baza cât mai repede, pentru că mai târziu vor fi oamenii care deja au arme și o să înceapă să cutreiere harta și ar fi destul de incomod să te prindă cât tu încă construiești. Pentru că tu o să alergi după resurse, eu știu, poate naked, poate cumva, da? Iar ei o să aibă arme și evident o să-ți ia absolut tot ce lutezi tu, care e destul de nasol. Așa că mai bine tragem noi tare acum la început și ne facem și baza. Aș face cu niște geamuri. Singura problemă este că nu am geamuri. Și geamurile de lemn poți să le spargi foarte ușor, pentru că ar fi destul de util. Ok, acolo e un urs. Ar fi destul de util să poți să văd și afară, că momentan n-ați văzut la cum este proiectată baza. Nu prea poți să vezi afară prea mare lucru. Chiar nu poți să vezi deloc. Cred că o să luăm noi ăsta, după care ne-am tirat, căutăm piatră. O să avem nevoie de ceva mai multă piatră, pentru că ăsta facem doar baza, să zic așa. Și după zidim. Haideți să punem târnăcopul și să vedem unde găsim piatră. Dar ținem noi ăsta în mână în caz de orice. Mamă, e ursul în spatele meu. S-aud pașii tâm. Ceea ce nu-mi place foarte tare. Bă, da, nimic, nicio piatră? Bine, și-o caut pietre pe aici, am nebunit. Dar nu pare să fie nicio. Poate vine trenul. Cum ar fi? Mă ia trenul. Ceva? Nimic? Hai să vedem totuși ce se află în cutia asta. Aia era o piatră? Am văzut ceva. Baricadă, vezi că e bine. Ok, câteva lucrușoare. Momentan nu stăm să spargem loot. O să ajungem și la capitolul acesta. Da, mă, e piatră, dar este de sulf. După vale nu văd niciuna. Uite acolo pietre. Am găsit. Luăm și de sulf. Mamă, trebuia să încarc jackhammer-ul, nu? Luam foarte repede cu el. Bine, și cu ăsta nu pot să zic că nu e repede. Dar cu jackhammer-ul... Vrup. Dar având în vedere că sunt 3-4 pietre, mamă, mai sunt și pe acolo. Haideți să aruncăm înapoi ce n-avem nevoie. Și cam atât. Băi, backpack-ul ăla, cum se craftează, mă, oare? Backpack-ia. Sewing kit și cloth. Sewing kit avem și cloth avem. Ia să ne facem noi backpack.
Pentru că e și nou adăugat acum, n-am apucat să mă joc cu el. Bine, mă joc Rust de când ați văzut primul episod, m-am reapucat de Rust. Deci nu aveam când să... Ei, verific în zona, că nu se știe niciodată. Nu aveam când să testez și eu noile lucruri și detectorul de metale, iar sunt foarte curios care este treaba cu el. Dar clar ne trebuia nou backpack-ul. Clar ne trebuia backpack-ul. Aș merge acasă să-mi fac backpack-ul și să reîncarc jackhammer-ul. Ar fi cea mai bună idee și să mergem cu calul. Cea mai bună idee, ne-a mișcat de 10 ori mai rapid. Oricum, cu ce avem acum, facem baza. Deci mergem, facem baza, încărcăm ce avem de încărcat. Sau de avion. Încărcăm ce avem de încărcat și apoi venim frumos pregătiți la loot de piatră și metal. Metal în special. Poate reușim să dăm baza la metal, cine știe. Și apoi... Bă, dar e liniștită tare zona asta. Chiar e liniștită tare. Cine mă, am intrat pe server cu boți. Ce am făcut? Nu cred, erau ceva jucători. Dar... Bine, am avut un spawn destul de ciudat. Eu de obicei pe servere mă spawnam pe plajă. Aici m-am spawnat? Aici. Deci aici a fost spawn point-ul meu. Nero 18. Foarte aproape de zona aceasta. De asta și eram în zona aceasta. Nu am stat să merg sau ceva prea mult. Am ajuns foarte repede. Să lăsăm la momentan acolo. Adică e bine. Bine, cum am și zis la început, momentan dacă e cineva care și-a făcut, cei care își fac baze, nu părăsesc prea departe zona, pentru că uite cum fac și eu. Mă duc, iau aia, vin, mai fac la bază. Mă duc, iar iau aia, mai fac ceva la bază. De ce putem da noi acum, cum au fost dățile trecute, episodul trecut? Am găsit naked, care pur și simplu se plimbau alandala, știi? Dar în rest, șansele să dai acum de jucători până își fac toți baze, mai micuță șansa. Avem nevoie doar de atât. Astea le vom lăsa noi aici, pentru că momentan nu avem nevoie de ele. La fel și astea. N-are niciun rost să le ținem. Și va trebui noi să luăm asta, ușa și cu asta. Perfect. Haideți să ne punem să construim. Deci avem nevoie de trianglu de ăsta. Sper să nu-mi tragă cineva cât sunt fix cu astea. Bun. Aici va fi ușă. Și aici trebuie să pun eu half. Pentru că facem o scară de asta. Dăm la stone. Bun. Punem ușa. Perfect. Aici o să urci practic la etaj. Ceea ce trebuie noi să punem acum. Unde este? Haide, mă. Florul mic. Asta așa. Vom pune florul ăsta. Haideți să închidem ușa. Nu se știe ce pățim sus. Poate ne-o da cineva cap sau orice. Analizăm, vedem, safe. Bun. Dar ideea este că înainte să fac eu aici, ar trebui să mă extind. L-am pus de toți banii. Deci, nu e intenționat, pur și simplu sare. De ce sare? Ah, pentru că ăla e nivelul normal. Și o să-mi vină... Era bine. Ce se întâmpla era bine. Se părea mie greșit că era prea sus. Și noi acum trebuie să punem așa ziduri. Nu-mi spune că aici nu poți. Ba da. Așa, le vom da la piatră. Și după venim cu ziduri. Cred că la astea le-am zis ziduri, nu? Bun. Acum, venim noi așa. Upgradăm. Punem în interior. Upgradăm. O să ne trebuiască o tonă de piatră. O tonă de piatră. Nu mai avem. Ar trebui să mergem să luăm piatră. Ar trebui să mergem, nu știu dacă mai avem în bază. Vedem imediat dacă avem piatră în bază. Ia să vedem. Ne-a mai rămas. O să o consumăm foarte repede și lăsăm 500 momentan. Restul o vom folosi noi la upgrade.
Dar, adică vreau să o terminăm. Ne urcăm sus, să vedem să nu fie apărut cineva între timp. Ăla e un pat? Da, nu, e footbox. Ăla e elicopter de jucător. Care e deasupra la... Ce e ăla? E ceva în aer, nu? În fine. Dacă nu e lângă noi, n-avem treabă până la urmă. Haideți să dăm noi astea la piatră. Putem să construim de aici de jos. De sus, pardon. Construim de aici a jos. Cred că voiam să zic. Haide, ne dăm jos că... Merge mai repede. Gata, partea asta. Închidem și partea asta. Bun, foarte bine. Acum putem face noi o manevră care să ofere mai multă protecție, oarecum la bază. Ce, sincer, eu n-am făcut-o până acum. E o chestie puțin diferită. Aici vom pune noi așa. O să trebuiască să punem un double door acolo. Dar un double door, un garage door ar trebui, că practic până nu punem ăla suntem în dezavantaj. Și acum mă gândeam eu să pun half-uri, ca în caz de spargi peretele ăsta, că aici o să avem un singur perete, cred. În caz de spargi peretele ăla, să ai două. Sau putem face aceeași chestie să ne ridicăm, știi, momentan. Așa. Și după facem half-ul, oricum ar fi. Asta o să fie o bază de început. Nu cred că vom rămâne noi în asta permanent. Nu mai am lemn. Mamă, s-a amărât tare, frate. Nu vom rămâne în asta pentru că ne vom face ceva mai mare pe viitor. Dar să țină acum cât de cât. Adică să nu fie o bază care a venit cu un satchel. Și satchel e cea mai nasoală chestie de poți să raidezi cu ea. Să nu vii cu ea și bam, ciuc, ai spart baza. Mamă, avem nevoie de foarte multe piatră. Oricum. E bine? E bine. Aici un dorm frame. Dorm frame de ăsta o să trebuiască. Și pe partea asta o să punem noi perete, pentru că și aici o să facem la fel, pentru că vreau să ies pe bază. Să punem noi așa. Frumos, ușa, frumos, frumos, frumos. Bun. Haideți să punem așa, că nu cred că ne sparge nouă nimeni teciul ăsta. Deși o să-i atragă pe curioși, când o să vadă teci. Cel puțin pe mine mă atrage să văd care-i treaba și sparg teciul de obicei. Haideți să mergem să ne facem noi pregătirile, să mergem după piatra. Zic că ar fi destul de foarte, foarte bine. Deci, ia să vedem noi. Lăsăm astea aici, momentan nu am mai avem nevoie de ele. Și piatra și tot ăla se face acolo. Haideți să lăsăm și asta. Avem nevoie de unealta asta pe care noi o vom încărca aici. Uite, când ești în rază, ți apare refill, ceea ce este foarte bine. Așa, o să avem aici de niște lemn, așa că, hei, nu ne dăm în spate de la asta. Arcul să-l iau, nu, cred că mai are nevoie dacă luăm asta. Luăm astea după noi, frumos, avem protecție, avem mâncare, chiar destul de multă mâncare din punctul meu de vedere. Avem surful să-l punem la făcut, uite că mai are puțin aici. E aici. Foarte bine. Avem nevoie de cloth și leather sau de la sewing kit și nu știu dintre care leather sau ce avem nevoie ca să ne facem backpack-ul. Cloth avem nevoie. Chiar sunt foarte curios. Zice câte locuri dă small makeshift backpack. Nu zice câte sloturi îți dă, dar orice slot în plus vă dați seama că este binevenit. Câte de alea 5 foloseau? Ok. Și mergem noi direct și luăm ce avem nevoie. 12 locuri și îl poți accesa pe ce tastă? Oh, ok, apeși pe el. Nu există o tastă? Acces backpack sau ia să ne informăm noi. Actions. Fire mode. Nu. Nu. Nu, nu avem. Nu avem deloc o de asta de open backpack. Era foarte util. Dar, hei, dacă nu este, nu este până la urmă, știi? Bun. Avem tot ce ne trebuie. Haideți să mergem să luăm noi piatra. Deci vezi că... Iar arată foarte, foarte tare. Mi se pare genial. Se pare genial. Și avem aici câteva locușoare. 12, nu? Da, 12. 4, 8, 12. Noi ne vedem data viitoare. Mulțumesc frumos. Pa, pa!